Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Prichindeii de la grădinița cu program prelungit Sfântul Ioan cel Nou și-au dat întâlnire la o șezătoare inedită. Acțiunea face parte dintr-un proiect amplu, Muguri de tradiții în unitatea și diversitatea europeană. Preșcolarii au spus ghicitori, au cântat, dar au și dansat pe ritmuri ale muzicii tradiționale din Bucovina. Copiii din grupa florilor îmbrăcați în costume populare specifice zonei noastre, îndrumați de educatoarele Violeta Cristian și Marina Crețu, au transformat șezătoarea într-o reală sărbătoare. Surpriza a venit din partea colegilor din grupa licuricilor, îndrumați de educatoarele Ioana Schipor și Diana Grădinariu, care au reprezentat copii din alte țări europene dornici să cunoască tradiții din Moldova. După ce s-au întrecut în a face lucru de mână, s-au spus ghicitori, proverbe, iar audiența a fost încântată cu melodii desprinse din folclorul românesc. Copiii din Moldova și musafirii veniți din alte țări și-au dat mâna într-o horă mare. Sărbătoarea, dragii mei, e un vechi obicei. Toamna, mai ales în sate, prinde ecotele bogate. Gospodarii se adună să muncească împreună, fiindcă treaba e mai cu spor. Când primești un ajutor și când treaba se gătește, tot comunul festinește. La eveniment au participat inspectori școlari, profesori universitari, educatoare de la alte unități din municipiul Suceava, părinți, bunici, frați și surori ai preșcolarilor implicați în activitățile din cadrul proiectului. Această activitate a prichindeilor de la grădinița cu program prelungit Sfântul Ioan cel Nou încheie șirul acțiunilor organizate în cadrul proiectului, inițiat de Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni, filiala Suceava și finanțat de Primăria Municipiului și Consiliul Local.